avantajări frenetice pentru Florian Pop. Alexandru Enceanu a fost pierdut pe traseu, Pop a trecut de Enceanu și acum se apropie de Vitali Goncharov, însă distanța dintre cei doi se micșorează foarte puțin. Goncharov însă dă primele semne de oboseală și Vitali Goncharov are probleme cu... L-am văzut pe traseu făcând semne antrenorului către motorul său și probabil că Vitali Goncharov a trebuit să reducă din viteză. Florian Pop se apropie, însă pe parcursul următoarelor tururi se va da lupta pentru victoria în prima manșă din etapa a treia a campionatului național de motocross la clasa motoarelor speciale. Ați văzut mai devreme pe Dan Tatoi, numărul 18 de concurs. Sportivul de la Astra Brașov a avut probleme și a trebuit să abandoneze în această primă manșă. Îl urmărim în continuare pe Florian Pop, dezlănțuit. Acesta îl depășește pe numărul 44 de concurs, alergătorul de la Motoclub Lido din Câmpina, Narcis Enescu. Și acum să ne îndreptăm atenția către lupta pentru prima poziție la clasa 125 de centimetri cub. După un start ratat, acum Cătălin Buță reușește să recupereze și se apropie de Valeriu Răileanu, liderul clasamentului general. Doar 6 puncte între cei doi, cele 6 puncte obținute de Valeriu Răileanu după cele două victorii din manșele de la Moreni. Atunci Răileanu reușea dubla, în timp ce Buță trebuia să se mulțumească cu poziția secundă. În etapa următoare la Zărnești, victoria i-a revenit în prima manșă lui Cătălin Duță, în timp ce manșa secundă a fost adjudecată de Valeriu Răileanu. Cu numărul 30 de concurs de la Iseco Târgu Mureș, Daniel Naghi, acesta a reușit locuri mai puțin bine punctate în etapa zărneșteană și acum el se află undeva în pluton. Din nou, duelul la vârf la 125 de centimetri cubi între Valeriu Răileanu și Cătălin Duță. Suporterii lui Cătălin Duță îl încurajează și acum Duță reușește să se infiltreze pe interior, însă Răileanu rezistă. Intrarea în virajul pe stânga, Răileanu intră primul, Duță trebuie să frâneze. Acum coborârea, îl vedeți pe Cătălin Duță aruncându-se pe această coborâre. A fost extraordinar în sectoarele de frânare. Cătălin Duță însă la accelerație, Valeriu Răileanu s-a impus și până la urmă veți vedea care este importanța acestor sectoare de frânare. Îl vedeți acum după coborâre pe Cătălin Duță reușind depășirea și chiar în finalul cursei. Intrăm acum în ultimul tur. Cătălin Duță se află la o lungime de motocicletă în fața lui Răileanu. Vă spuneam de importanța sectoarelor de frânare, aici unde Cătălin Duță a reușit să se impună, chiar dacă la accelerație Răileanu a fost superior motocicletei Honda pilotate de Cătălin Duță. Ne apropiem de finalul primei manșe la clasa motoarelor speciale și îl urmărim pe Cătălin Duță, autorul unei reușite extraordinare. Duță recuperând terenul pierdut din startul acestei curse și reușind să-și depășească pe rând toți adversarii, ajungând până în prima poziție a cursei. Observați acum distanța mare ce îi separă pe Duță și pe Valeriu Răileanu. În spatele lui Răileanu s-a apropiat Florian Pop și în moment final la clasa 125 de centimetri cub, Cătălin Duță se apropie de linia de sosire și reușește victoria, reducând diferența în clasamentul general la doar 3 puncte. Pe o roată, Florian Pop își sărbătorește o nouă victorie, poate cea mai grea în sezonul 1995. Deci, victoria
victorie după o cursă fantastică pentru Cătălin Duță de la Torpedo Zărnești. În poziția a doua, Valeriu Răilean de la Astra Brașov, iar tot de la Astra Brașov, în poziția a treia, Luigi Mihail, la clasa 250 de centimetri cubi. Nesperată victorie pentru Florian Pop, cel puțin după debutul de cursă, însă mare bucurie pentru suporterii buzoieni. În poziția a doua se menține experimentatul Alexandru Enceanu de la Astra Brașov și pe locul 3 de la Motostar Buzău, Albert Bichir. Avem acum imagini din manșa a doua claselor 125 de centimetri cubi și 250 de centimetri cubi ai motoarelor CZ. În prima manșă, victorie pentru Ciprian Lucaci și poziția secundă pentru Adrian Roman. De data aceasta, Adrian Roman a avut un start foarte bun și a reușit să-și impună stilul de abordare al traseului. Numărul 7 de concurs, Alexandru Irieș, face legea la clasa 250 de centimetri cubi, stelistul reușind dubla aici pe traseul buzoian. În spatele său, într-o cursă de urmărire, Dorin Jamandeiu de la Motostar Buzău, poziția a patra din prima manșă. De data aceasta însă Jamandeiu a căzut pe locul 5 și tot pe 5 va termina și cursa de la Buzău. Nici o problemă pentru Alexandru Ilieș, stelistul își vede liniștit de parcursul său și stelistul va reuși să treacă linia de sosire în prima poziție la clasa 250 de centimetri cubi. Își permite chiar și câteva finețuri tehnice, victorie deci în manșa a doua pentru Alexandru Ilieș și victorie de etapă pentru alergătorul stelist. Clasamentul general după 3 etape este condus de Adrian Roman de la Steaua București, 111 puncte cu 72 de puncte, în poziția a doua Ciprian Lucaci, Astra Brașov, iar cu 67 de puncte Gabor Varga de la Electro Sfântul Gheorghe, în poziția a treia. La 250 de centimetri cubi, cea de-a patra victorie a sezonului pentru Alexandru Ilieș de la Steaua București. Luigi Mihail, în poziția a doua, reușește să se mențină în plasa lui Ilieș, în poziția a treia terminând Serghei Carpov de la Motostar Buzău. Clasamentul general dominat în continuare de Luigi Mihail, 104 puncte, dar Alexandru Ilieș se apropie la 24 de puncte. În poziția 3 urcă Serghei Carpov de la Motostar Buzău cu 55 de puncte, acesta profitând de abandonul din manșa a doua zărneșteană al lui Mihai Antal. Manșa secundă la clasele mici. De data aceasta, Daniel Badea reușește să treacă linia de sosire. Din păcate pentru el însă, Daniel Badea nu va fi clasat de către arbitrii aceste etape. Robert Cecme învinge și în manșa secundă, obținând cea de-a patra victorie a sezonului. În poziția a doua, Cosmin Cozanu. Cei doi au fost și protagoniștii primei manșe la clasa 50 de centimetri cubi. După 3 etape conduce Robert Cecme cu 4 victorii din 5 manșe disputate. Prima manșă a sezonului, Robert Cecme a abandonat la Moreni. În poziția a doua, Cosmin Cozanu cu 71 de puncte, iar în poziția a treia a urcat Alexandru Covaci de la IMEX Timișoara, 30 de puncte pentru puștul de 10 ani al timișorenilor. La 80 de centimetri cubi, victorie pentru Andraș Tamaș, Tamaș reușind dubla aici pe traseul buzoian. În poziția a doua, Valentin Enache de la Automecanica, 17 puncte. Clasamentul general este dominat în continuare de Andraș Tamaș cu 94 de puncte. În poziția a doua, Serghei Gaitura de la Motostar Buzău, 37 de puncte și la doar 3 puncte. Locul 2 al etapei buzoiene, Valentin Enache. Și momentul decisiv la clasele 125 de centimetri cubi și 250 de centimetri cubi ai motoarelor speciale. Din nou un duel între Florin
Marian Pop și Vitali Gonciarov. În timp ce la 125 de centimetri cub acum în stânga imaginii, numărul 2 de concurs, Cătălin Duță, încearcă să recupereze și ultimele 3 puncte ce îl desparte. Valeriu Răileanu, alătătorul de la Astra Brașov, start, deci în manșa secundă a motoarelor speciale. De data aceasta, Florian Pop pâșnește ca din pușcă și reușește să-i taie virajul lui Vitali Gonciarov. Florian Pop conduce, publicul spectator este în picioare, Gonciarov rămâne în poziția a doua și pierde foarte mult teren, chiar din prima coborâre a traseului buzoian. Foarte interesant însă ce se întâmplă în spate, unde Cătălin Duță a fost prins în flește de Valeriu Răileanu și de vizierul acestuia de la Astra Brașov, numărul 1 de concurs, Alexandru Enceanu, în poziția a doua, clasei 250 de centimetri cub, urmărit acum în centrul imaginii, cum Valeriu Răileanu îi taie calea lui Cătălin Duță și Cătălin Duță este obligat să frâneze din nou un start mai slab al alergătorului pentru Torpedo Zărnești. Alexandru Enceanu și Valeriu Răileanu țâșnesc ca din pușcă, în timp ce Duță rămâne undeva în pluton, în norul de praf uscat chiar în startul acestei manșe. Vă spuneam, în prima manșă, Cătălin Duță nu este unul din alergătorii ce excelează pentru startul său, însă ați văzut, sprintul final este net superior. Cătălin Duță îmi aduce aminte de Carl lui, cunoscutul atlet american ce avea un start mult sub media normală, dar sprintul și accelerația finală erau fantastice. Însă să revenim la motocross, Florian Pop conduce în fața lui Vitali Gonciarov la clasa 250 de centimetri cubi ai motoarelor speciale, în timp ce la 125 de centimetri cubi Valeriu Răileanu din nou în fața lui Cătălin Duță, însă între cei doi s-au interpus și alți 3 alergători. Îl urmărim acum pe Florian Pop, liderul clasei 250 de centimetri cubi. Dacă am avut oarecare nedumeriri în ce privește prima manșă, atunci când Gonciarov a reușit să se impună printr-un start excelent, de data aceasta este rândul lui Florian Pop să-și impună stilul. Gonciarov însă nu a reușit să-și remedieze problemele apărute la motocicleta sa și în acest moment Gonciarov a rămas în poziția a doua. L-ați văzut trecând pe Valeriu Răileanu cu numărul 46, iar acum Cătălin Duță primește informații de la antrenorul său. Alergătorul de la Torpedo Zărnești află că între el și liderul cursei, Valeriu Răileanu, se mai află încă 3 motocicliști. Probleme pentru numărul 12, Alexandru Strigaciov de la Motostar Buzău. Până la urmă, Strigaciov va reveni în cursă, însă mult în spate. În prima manșă, Alexandru Strigaciov obținea primele 10 puncte ale sezonului, reușind un loc 6. Acum însă Strigaciov se luptă pentru locul 7 al cursei. Una din porțiunile spectaculoase ale traseului buzoian. Dar să revenim cu duelul pentru primul loc la clasa 125 de centimetri cubi. Ați văzut acum pe Valeriu Răileanu reușind să se strecoare printre doi alergători întârziați. Răileanu conduce în continuare, însă Cătălin Duță, după stilul bine cunoscut, reușește să se apropie de Valeriu Răileanu. Distanța dintre cei doi scade, Duță însă are probleme cu cei interpuși între el și liderul cursei, cu atât mai mult cu cât aceștia sunt coechipieri la Astra Brașov. Bineînțeles, aici a funcționat din nou tactica de echipă și, din păcate, Duță a fost puțin sprijinit de coechipierii săi de la Torpedo Zărnești. Numărul 6 de concurs, Luigi Mihail, liderul clasamentului general la 250 de centimetri cubi ai motoarelor CZ. Luigi Mihail aleargă deci și la clasa 125 de centimetri cubi ai motoarelor speciale, însă până în acest moment Luigi Mihail a reușit doar 3 locuri 3 și un loc 4 în manșa secundă de la Moreni. În prima manșă, aici, pe traseul zărneștean, Luigi Mihail urcă pentru a patra oară în poziția a treia. Acum însă, Luigi Mihail trebuie să se subordoneze intereselor echipei și Luigi Mihail are sarcina de a-l proteja pe Valeriu Răileanu.
dar unul din cele mai importante momente ale cursei, din nou abandon pentru Vitali Gonciarov, campionul Republicii Moldova, poposește pe margine și Florian Pop țâșnește în învingător, nicio problemă de data aceasta din spate pentru Florian Pop, o cursă normală pentru alergătorul de la Motostar Buzău și probabil încă 20 de puncte în clasamentul general. Probabil că ați auzit marea bucurie a publicului spectator atunci când Gonciarov a ieșit de pe traseul buzoian. Florian Pop își permite acum să facă spectacol, ca și cum nu ar fi fost suficient stilul său foarte spectaculos. Îl avem acum în imagine pe Alexandru Enceanu, locul 2 al primei manșe și poziția a doua a cursei din acest moment. Alexandru Enceanu încearcă să-i țină trena lui Florian Pop, însă puține șanse pentru alergătorul de la Astra Brașov. În spate însă duelul palmitan pentru prima poziție a clasei 125 de centimetri cub, cu numărul 2 Câmpinanul, ce aleargă pentru Torpedo Zărnești, Cătălin Duță. Vă spuneam, după stilul caracteristic, face o cursă de urmărire, start ratat, însă acum Duță forțează și se apropie de Valeriu Răileanu. Numărul 8 de concurs, specialistul curselor de dirt track, chiar vicecampionul național Marian Gheorghe de la FAUR București. Duță se apropie de Răileanu, între cei doi a mai rămas doar cu numărul 4 de concurs, Cosmin Cojanu de la Electro Sfântul Gheorghe, unul din alergătorii întârziați. Imagini interesante și pe marginea traseului, însă Duță nu are timp pentru așa ceva, este informat că între el și Valeriu Răileanu se mai află un singur alergător și Cătălin Duță atacă din nou pantele de pe traseul buzoian. Vă spuneam, stilul său este unul foarte spectaculos. În sectoarele de frânare, Cătălin Duță plonjea pur și simplu, blocând roțile și intrând în viraje, în derapaj. Acum, de pe margine, Duță este stropit cu apă, vă spuneam, dacă motoarele funcționează cu răcire cu aer, sportivii sunt răciți cu lichid și Duță se apropie de Valeriu Răileanu. Duelul pentru prima poziție a clasei 125 de centimetri cub este oarecum jenat de sportivii întârziați, însă Răilean și Duță scapă de cei trei motocicliști ce îi împurcau din spate, însă se apropie Florian Pop. Florian Pop interpunând un tur între el și liderii clasei mici, 125 de centimetri cub. Însă important era ca Florian Pop să nu deranjeze niciunul din cei doi alergători în lupta lor pentru prima poziție. Distanța între Răileanu și Duță a scăzut foarte mult. În acest moment duelul este direct și mai sunt puține tururi până în finalul manșei secunde. Foarte importantă pentru Duță ar fi o victorie aici, ceea ce ar însemna egalarea în clasamentul general al lui Valeriu Răileanu, însă Florian Pop termină cursa și l-ați văzut genunchiul pe Cătălin Duță. Involuntar alergătorul de la Motostar Buzău taie calea lui Duță și ca urmare motociclistul de la Torpedo Zărnești pierde timp prețios, însă Duță revine și ne aflăm în ultimul tur al clasei 125 de centimetri cub ai motoarelor speciale. Duță se află chiar în spatele lui Răileanu. La accelerație, vă spuneam, Răileanu a dominat această cursă. Acum însă Duță reușește să-i mențină trena și urmează acel pasaj de care vă vorbeam, unde Duță a fost net superior pe această coborâre în momentul frânării. Cătălin Duță se arunca pur și simplu în viraj, blocând ambele roți și urmând accelerația în urma derapajului. Acum însă Răilean, cu un stil foarte bine legat și eficient, reușește să-și mențină avantajul. Ne apropiem de finalul clasei 125 de centimetri cubi. Valeriu Răileanu rezistă atacului lui Cătălin Duță. Cei doi se află în acest moment roată la roată. După coborâre se intră în ultima linie dreaptă, după care urmează S-ul și linia de sosire. Răileanu intră primul în ultimul viraj și trece la o lungime de motocicletă linia de sosire în fața lui Cătălin Duță. Victorie de etapă, deci, pentru Valeriu Răileanu și din nou 6 puncte diferență în clasamentul general. Duel extraordinar la această clasă, chiar dacă atenția publicului buzoian a fost îndreptată către clasa superioară.
Valeriu Răileanu la 125 de centimetri cubi obține cea de-a patra victorie a sezonului, în timp ce Cătălin Dudă, cel de-al patrulea loc secund, în poziția a treia Mihail Luigi de la Astra Brașov, locul 4 al manșei 1. În clasamentul general conduce Răileanu, 114 puncte, în poziția a doua la 6 puncte Cătălin Duță, iar în poziția a treia Luigi Mihail de la Astra Brașov cu 88 de puncte. Vă spuneam că atenția publicului buzoian a fost îndreptată către clasa superioară, aici unde Florian Pop, alergătorul pentru clubul local, obține cea de-a șasea victorie a sezonului în cele șase manșe disputate. În poziția a doua Alexandru Enceanu de la Astra Brașov, iar în poziția a treia Albert Bichir de la Motostar Buzău. În clasamentul general conduce, cum era de aștepta, Florian Pop, 120 de puncte din 120 posibile. În poziția a doua Alexandru Enceanu, 68 de puncte, iar în poziția a treia Mirel Pandrea, 54 de puncte. Așa a fost la Buzău. Arnold Kobilanski vă spune la revedere și rămâneți pe frecvența Pro TV. Seara, sunt Arnold Kobilanski și de la această oră la Pro TV vă prezint Cupa Castrol la motocross. Campionatul național s-a întrerupt și veți urmări punctul culminant al sezonului. Deci, ediția 1995 a Cupei Castrol la motocross, aici au fost invitați doar alergătorii ce sunt înscriși la clasa motoarelor speciale. Și start în prima manșă, aceste manșe sunt eliminatorii, cel ce învinge trece mai departe. Bineînțeles, au fost trase la sorți perechile și fiecare din alergători, după cum i-a fost norocul, a putut da piept cu favoriți din campionatul național sau cu alergători mai puțin bine cotați. În prima manșă urmărim cu numărul 4 de concurs de la Torpedo Zărnești, Dorin Titilincu, alergătorul ce a făcut o pauză în campionatul național, el intrând abia în etapa buzoiană și atunci Titilincu s-a anunțat ca unul din principalii pretendenți la victoriile din acest sezon. Deci Dorin Titilincu cu numărul 4 a plecat foarte bine și îl vedeți acum conducând în fața numărului 32, Octavian Ionescu de la Motostar Buzău. Confruntare între două motociclete Honda, Dorin Titilincu conduce și probabil că va reuși victoria. Cupa Castrol a fost organizată la Costinești. De fapt, această cupă a devenit o tradiție în sezonul estival și vă spuneam, este punctul culminant al sezonului. Campionatul național de motocross a fost întrerupt și înaintea ultimei etape programate la Câmpina pe data de 30 septembrie s-a alergat această cupă Castrol. Bugetul competiției s-a ridicat la 2,5 milioane de lei și primii trei sportivi au primit produse oferite de sponsorul competiției, locul întâi primind produse în valoare de 150 de mărci germane, locul 2 100 de mărci și locul 3 50 de mărci. Dorin Titilincu intră în ultimul tur. Fiecare manșă a fost alergată pe parcursul a 4 ture și acum, în ultimul tur, Dorin Titilincu se îndreaptă către victorie și deci către accesul în turul următor. Nicio șansă pentru Octavian Ionescu și buzoianul va trebui să privească competiția de pe margine. Manșa următoare s-a disputat între două motociclete de 250 de centimetri cubi, motocicletele ce tocmai au părăsit pista fiind de 125 de centimetri cubi. Deci în manșa următoare vor lua startul cu numărul 3 de concurs, Mirel Pandrea de la Torpedo Zărnești, iar cu numărul 1, într-adevăr, nu este nicio păcăleală, Alexandru Enceanu cu probleme mecanice nu a putut lua startul pe motocicleta sa.
pe care aleargă în campionatul național și Enceanu totuși nu a vrut să facă, să facă această deplasare degeaba și va participa pe scooterul personal, bineînțeles, nicio șansă pentru Alexandru Enceanu, unul din capii clasei 250 de centimetri cubi din campionatul național, însă aici Alexandru Enceanu a abandonat și Mirel Pandrea se îndreaptă către prima sa victorie. Chiar dacă Mirel Pandrea a mai avut și unele mici probleme, nefiind supus la presiuni din partea adversarului său, Mirel Pandrea și-a permis chiar experimentarea unor traiectorii noi în viraj și nu de fiecare dată aceste traiectorii noi au fost și cele optime. Îl vedeți acum, roata din spate derapează în momentul frânării și Mirel Pandrea se dezechilibrează căzând. Dar într-adevăr nicio problemă pentru zărneștean. Mirel Pandrea va reuși să treacă de Alexandru Enceanu. Enceanu mult mai bine cotat la startul acestei manșe, însă din păcate Enceanu nu și-a putut apăra șansele. Deci Mirel Pandrea trece de Alexandru Enceanu și urcă în turul următor. La start două motociclete la clasa 125 de centimetri cubi cu numărul 18 de concurs de la Astra Brașov, Dan Tatoiu pe o motocicletă Honda, iar cu numărul 24 de la Electro Sfântul Gheorghe, Andraș Tamaș pe o motocicletă Suzuki. Andraș Tamaș însă, după cum l-ați văzut, a avut probleme și a cedat conducerea în favoarea lui